ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi asfaltări în comuna Gura Văii. Inaugurarea noii biblioteci municipale Radu Roseti Onești. Masă caldă în școli pentru copiii din Dofteana. Este bună pentru locuitorii comunei Gura Văii. Inițiativa vine în urma predării unui drum către Consiliul Județean Bacău, conform hotărârii Consiliului Local numărul 283. Practic, se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții și reprezintă un pas înainte, privind îmbunătățirea accesului și conectivității comunei. Proiectul de reabilitare a drumului județean 119 este doar unul din numeroasele proiecte demarate la Gura Văii, grație implicării Consiliului Județean Bacău. Sunteți primarul care a făcut un lobby pentru refacerea acestui drum, DG 119, TCR Gura Văii, pentru cine nu știe, dar cred că toată lumea știe. Cred că e cunoscut, da. E celebru. E celebru în sensul negativ, așa cum era și DG 119, Gura Văii, Dumbrava. Dacă, nu știu, deși nu cred că locuitorii comunei l-au uitat, eu mi-l aduc aminte, făceai 45 minute de la Gura Văii până la Dumbrava, 10 km. A fost reabilitat. E cât se poate de ok drumul la momentul de față, nu are găuri, nu are fisuri. Se împlinesc acum și ca 4 ani de când a fost făcut. Și asta a fost motivația mea de a intra în, zic eu, cea mai performantă echipă a județului, în echipa din care fac parte ca partid. Mi-am dorit tare, tare mult să facem drumul județean cap-coadă. Și iată că săptămâna trecută domnul președinte Ivancea lasă așa un cadou ca să-l regătăm, ca să zic așa, lasă cadou aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru această frumoasă lucrare, iar când spun frumoasă lucrare nu vorbim doar de TCR Gura Văii, este refacerea integrală a DG 119, inclusiv în interiorul comunei, din TCR până la capăta. Da. Deci vorbim de o lucrare care implică poduri, lucrări de artă, consolidări de maluri, șanțuri, rigole, pentru că este finanțată prin POR, Programul Operațional Regional Nord-Est, fonduri europene, acolo unde lucrurile se fac ca la carte. Cât ați vorbit pentru drumul ăsta? Pentru drumul acesta? Da. Cam Moise în deșert? Nu e. Nu e așa? Pentru cine cunoaște conducerea actuală a Consiliului Județean, nu e nevoie să spui că îți dorești ceva de prea multe ori. Trebuie doar să vii cu argumente în sensul ăsta. Adică să nu-ți fie un moft. O fiță. Da, iar drumul e o necesitate. Fără discuție. E praf. Puteam să optăm pentru niște... Mă scuzați că vă zic că e praf, dar e praf. Puteam să optăm pentru niște cărpeli făcute prin intermediul primăriei Onești. Am spus, am stat așa, cum am stat și cu celălalt 30 de ani. Haideți când îl facem. Mai stăm 2 ani, 3 ani. Să-l facem pe modelul Strada Industriilor, că tare bine iar șade către Gura Văii să arate exact cum arată Strada Industriilor. Cred că lucrul ăsta a fost... Și drum strategic. Da, e un drum strategic pentru cine... Că nu ne mai ascundem după deget. Pentru cine nu îl vede, va deveni. Deja cred că și ultima parte de DG206, care DG119 se îmbină undeva între Rădoaia și Parava, se pregătește, am văzut astăzi, ca să fie asfaltat. Vom avea o rută de legătură super modernă și super rapidă, eficientă, către European 85, acolo unde vine nodul de autostradă, autostradă care și ea se va realiza. Da. Nu v-am întrebat de lucrul ăsta pentru că eu personal când am aflat, nici nu venea să cred. Deci am avut așa câteva secunde în care am tăcut pentru că nu puteam procesa informația. De atâtea ori am auzit de treaba asta, de acest drum, de atâta lume s-a rugat și de conducerile de la Onești, de conducerile de la Gura Văii și de Consiliul Județean și de multă. Dar nu s-a găsit calea acea comună. Dumneavoastră știu să bateți la ușa care trebuie, să aveți argumentele la dumneavoastră și să găsiți și urechile care să le asculte argumentele. Calea comună a fost
comunicare, o comunicare foarte bună cu Consiliul Județean. Eu nici nu am pus o anume presiune, pentru că eu sunt la fel de bine conștient că nu sunt singurul primar din județul Bacău, mai sunt încă 92, cred că, de UAT-uri, da, care așteaptă finanțări pentru diverse investiții. Pentru fiecare primar, un drum e la fel de important ca al meu. Am știut să apelez la bunul simț, pentru că prima zi de mandat eu îmi depuneam jurământul în interiorul comunei, 15 km de drum județean erau în lucru. Am reușit acest, nu știu, vis al comunii Gravăi de a reabilita în interiorul comunei, pentru că în interiorul comunei lumea acum e un pic și, să zic așa, sensibilă. Eu vă spun că în interiorul comunei nu aveai ciocolii. Aici se merge cu 60-70, mai e rău pe la căile ferate care aparțin de terți, dar în interiorul comunei, dacă o să căutăm o poză din urmă... Știu cum este, nu-mi spuneți că știu. Era dezastru, acolo era dezastru. Ei, atunci s-au făcut acei 15 km, a venit Consiliul Județean cu o asociere de 22 de miliarde pentru înființarea rețelei de apă. Am și eu obraz și înțelegere, nu pot să pun presiune ca într-un mandat toți banii să meargă la Gravăi, cum e vorba aia că toți banii merg la Cluj. Adică nu pot să, nu văd, zic eu, nivelul, ca să spun așa. Ați reușit. Da, s-a predat drumul de către Consiliul Local Onești, prin hotărâre de Consiliul Local, și etapele birocratice, să știți că sunt destul de complicate, a fost nevoie de timp pentru repoziționări cadastrale, pentru că fiecare acolo a construit cum l-a... Cum i-a venit. Cum i-a venit, mai încoace, mai încolo. Cu 2 metri mai la stânga, mai la dreapta. Știți cum se practică, mai spre țară, așa? Da, drumul poate e mai puțin important, au trebuit să fie făcute repoziționări, făcute măsurători cadastrale, drumul e destul de lung. Iată-ne la etapa în care s-au aprobat indicatorii. Ce urmează? Licitație publică, desemnare constructor, semnare contract de finanțare. Sper că nu sunt contestații. Asta, v-am spus, nu ține de noi primari. Bună Dumnezeu știe. Deci nu ține de noi primari. Corect. Aici e dreptul fiecărui operator economic de a contesta. Garantat, da, prin Constituție, de altfel. Masă caldă pentru elevi în Comuna Dofteana. Școala Scarlat Longhin Dofteana și Școala numărul 1 Gravăi sunt două din cele 4 unități de învățământ din județul Bacău care au fost incluse în programul Masă Caldă derulat prin Ministerul Educației. Aș putea să vă informez cu privire la acest aspect, deci e vorba despre masa caldă, așa se numește. Deci, în baza unei ordonanțe numărită 105 din 2022, se numea la acel moment masă caldă. Comuna Dofteana a fost prima comună din județul Bacău care a făcut parte din acest proiect pilot, masă caldă. Deci, în baza ordonanței de guvern numărul 105 din 2022, am primit în anul școlar 2022-2023, în bani vei vă vorbesc, 25 de miliarde, așa, pentru masă caldă. Aceste sume de bani au fost primite cu întârziere în toamna anului 2023, de așa natură, până la apariția normelor metodologice de aplicare a hotărârii de guvern, atât am putut să dăm doar luna lui decembrie masă caldă copiilor de la școala Scarlat Longhin la număr 1118 sau 1119 copii. Nu că nu v-ați fi dorit mai mult. Sigur, dar Ministerul de Finanțe și legea la 31 decembrie a luat sumele de bani, deci le-a retras sumele de bani din cont, pentru că era anul școlar 2022-2023, cu derulare până la data de 31 decembrie a sfârșitul anului 2023. N-au spus și 2024. Și normal, la 31 decembrie, deci în 2023, au retras sumele de bani. Atât am putut să dăm și am pus și la licitație doar luna lui decembrie. Și luna lui decembrie 2023 a fost 15 sau 16 zile. Atât. Diferența de sume de bani a fost retrasă, cred că peste 20 de miliarde care au fost retrase de către Ministerul de Finanțe. Bine, am intrat în anul școlar 2023-2024. Deci 2024, după aprobarea bugetului de stat, în anul 2024, deci asta înseamnă în luna martie, ne-a repartizat iarăși pentru 1119-1120 de copii 25 de miliarde. Am scos la licitație. Întrucât legea 98, care stă la baza achizițiilor publice, am scos peste cap și la ora actuală
suntem pe serviciu de achiziții publice și așteptăm ofertanții până pe data de 30 aprilie 2024 și să sperăm că nu vor fi acele contestații sau contestații care prin soluționarea lor să nu depășim data de 8 sau 9 mai atunci când vor pleca copiii din vacanță să putem să le dăm acea masă sănătoasă. Acum nu îi mai spune masă caldă, ci îi spune masă sănătoasă. Deci această masă sănătoasă, cum spun dumnealor, permite printr-o nouă ordonanță de guvern ca să le dăm copiilor în valoare de 15 lei, așa, cum ar fi un felul 2 și un fruct. Cum ai face tu comandă la meniul zilei, dar să aducă doar numai atâta felul 2, o pulpă de pasăre, un piept de pasăre, o garnitură, o salată și un fruct. Atât. Și permite... Bune, că pentru copii sigur, poate fi unica masă pentru unii. Permite această ordonanță, numărul 24 din 2024, să le dai masă sănătoasă pe bancă la copil. Deci vine în catering, caldă, le pui pe bancă fiecărui copil în pauză și își servește masa caldă acolo. Dar se numește masă sănătoasă, cum am spus eu, în valoare de 15 lei. E okay. Deci suntem doar 40 de localități în toată România care beneficiem de această masă sănătoasă, dar prima din județul Bacău a fost Dofteana de fiecare dată. Sigur, aceleași persoane, cum vă spuneam și mai înainte, Jalbagiu, același lucru face că nu vreau să dau și așa mai departe. Eu spun tuturor, respect legea. Respect legea achizițiilor publice și în aceste condiții nu fac altceva decât ceea ce scrie doar numai în lege. În momentul când s-au soluționat eventuale contestații și în momentul când s-a adjudecat firma care trebuie să transporte și să aducă în condiție lege masa caldă copiilor, masa sănătoasă, atunci vom da ordinul de începere a acestui proiect. Sâmbătă 13 aprilie a marcat o zi deosebită pentru comunitatea din Onești, odată cu ceremonia festivă de redeschidere a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea unui proiect amplu realizat cu finanțare europeană, locală și cu o importantă contribuție din partea Consiliului Județean Bacău. La festivitatea de inaugurare au participat numeroși oficiali și personalități marcante din viața publică locală și națională. Vreau să vă spun că astăzi se deschid porțile bibliotecii municipal Radu Rosetti din Onești, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a fost alături de domnul primar Laurențiu Neghină pentru acest proiect și de asemenea aș vrea să mulțumesc tuturor, mai ales conducerii PSD. Și în încheiere aș vrea să invit toți oneștenii să vină la bibliotecă, să beneficieze de serviciile oferite gratuit, să-și facă permis pentru bibliotecă, iar pe dumneavoastră vă invit în aula bibliotecii. Cu referire aplicată la acest proiect și nu numai, într-adevăr a existat o relație deosebită între Consiliul Județean și primarul Neghină. Mi-aduc aminte de momentele în care aceste proiecte erau pe punctul de a nu putea fi finanțate și atunci noi, cei de la Consiliul Județean, am luat decizia de a susține fără niciun echivoc finanțarea acestor proiecte. Mă bucur că în mandatul meu de vicepreședinte al Consiliului Județean au fost implementate atât de multe proiecte la Onești și dacă facem referire la că tot e vorba, știți, mai motivul discuției sunt andemurile. Aici, la proiectul operațional 2014-2020, de fapt a fost un tandem de proiecte. Biblioteca a fost aflată în tandem cu piațeta Casei de Cultură. Două obiective care, din punctul meu de vedere, au schimbat fața Oneștiului. Și chiar dacă au fost eforturi uriașe atât din partea administrației locale, cât și din partea Consiliului Județean în ceea ce privește finanțările, iată că ele s-au implementat la termen. Vreau să felicit și colegii din aparatul de specialitate al UAT Onești, pentru că încă o dată și-au dovedit eficiența și chiar dacă nu le-a fost ușor,
ușor și am lucrat contra cronometru, a reușit să duc aceste proiecte la final. Felicitări încă o dată, domnule primar, și ținem aproape. E plăcere și drag să particip la această inaugurare și când am venit, bucuria mea a fost mai mare decât o mă așteptam, pentru că ce ați făcut dumneavoastră aici este un exemplu și sunt foarte, foarte încântat. Este un mod exemplar, aș spune, de a valorifica, de a investi banii europeni, desigur, alături de banii administrației locale, a fost și sprijinul Consiliului Județean. De fapt, biblioteca asta este, cred, una dintre cele mai frumoase biblioteci, cel puțin dintre care le-am văzut eu. Este nu numai o bibliotecă, este un spațiu comunitar. Am văzut aici, am umblat un pic prin clădire și înainte de a intra în acest amfiteatru și am văzut că se adresează copiilor, se adresează vârstnicilor, se adresează oricui este dornic să pătrundă lumea cunoașterii. Ați îmbinat într-un mod excepțional cartea cu digitalizarea, cu mijloacele IT, arată frumos, arată bine. Aici, cred că este un nucleu care va genera cunoaștere viitor. Felicitări pentru ce ați făcut și nu numai pentru acest obiectiv, pentru toate cele pe care le-ați realizat în această perioadă. Eu, ca reprezentant al unui finanțator care dorește să vadă că banii sunt bine folosiți, vă transmit din toată inima gânduri bune și sprijin și pentru viitor. Mulțumesc și felicitări! Centrul de Cultură George Apostu Bacău a organizat cea de-a 29-a ediție a Zilelor Centrului, manifestare culturală de tradiție a Bacăului. Programul Zilele Centrului de Cultură George Apostu s-a desfășurat și în acest an cu viguroase incursiuni în domeniul artelor, spectacolului și al artelor plastice. După o primă etapă de succes la Constanța, Zilele Centrului de Cultură George Apostu a continuat la sediul instituției, când întreaga creștinătate l-a sărbătorit pe Sfântul Mucenic Gheorghe, purtător de biruință. Un program captivant în spiritul unei valoroase preocupări pentru creația artistică, pentru patrimoniu, dar și pentru a onora moștenirea inestimabilă a sculptorului George Apostu. Vă vorbeam despre Zilele Centrului de Cultură George Apostu în anul de grație 2024, un alt concept, de fapt. Pentru că noi Zilele Centrului de Cultură George Apostu le vom itinera. De fapt, am și început cu asta. Am început la Constanța, la Muzeul Național al Marinei, cu o extraordinară expoziție de fotografie a lui Ovidiu Ungureanu. Continuăm astăzi aici cu Gabriela Culic, pentru ca pe 13 iunie să fim prezenți la Palatul Culturii din Iași, să ne întâlnim cu o parte acolo din ceea ce înseamnă patrimoniul artistic de artă al Centrului de Cultură George Apostu, într-un timp și sigur vă veți da seama că ceea ce spun are ceva trimiteri peste acest 9 iunie, într-un timp în care eu cred că oamenii vor fi mai eliberați de angoasele și de temerile lor de până atunci și așa fiind pus să ne adunăm acolo și să vorbim despre ceea ce vă îndemn mereu, să vorbim despre patrimoniu, despre valoare, despre valorizare, despre cultură, despre artă, despre ceea ce înseamnă cultura unui popor. Vom avea cu noi la Iași și un quartet care va veni din Italia. O să fie o mare surpriză pentru toți melomanii din Iași, cu atât mai mult cu cât văd că acolo, la Palatul Culturii, s-a creat un nou proiect muzical. Palatul Culturii devine cu adevărat un palat al culturii, nu numai un palat care poate fi vizitat și poate fi gândit sau regândit în spațiul lui istoric. Au participat istorici, oameni de afaceri, slujitori ai catedrei, elevi și studenți. Zilele Centrului de Cultură George Apostu a debutat cu expoziția de pictură a Gabrielei Culic, Vâlva Visului, care a fost prezentată de criticul de artă esteticianul profesor universitar dr. Petru Bejan de la Universitatea Alexandruia în Cuza din Iași. De fapt, Gabriela Culic se întreabă dacă visul este fantezie, iluzie sau realitate. Și cred că tinde să conchide sau să asume ideea că visul are la fel de multă realitate cât și ca și realitatea însăși. Pentru că în vis ni se arată oameni,
personaje, ființe apropiate, ființe cunoscute, unele străine, altele, nu știu, cu o influență nefastă asupra noastră, avem coșmaruri atunci. Oricum, realitatea visului este una cât se poate de organică. Lucrările artistei Gabriela Culic reprezintă un ciclu de opere care pătrund în tărâmurile visului și explorează multe conotații simbolice într-o manieră distinctivă, ușor de recunoscut, ce transmite subtilitatea și profunzimea universului interior al artistei, conturându-i scriitură plastică proprie. Expoziția asta este despre, cum spunea domnul Geu mai devreme, există această orizontală a lumii noastre, societatea, și există verticala, care înseamnă aripile din lucrări. Întotdeauna omul va fi între verticală și orizontală. Această luptă este ca în eterna reîntoarcere din teoria lui Nietzsche. Cea de-a doua parte a programului a adus o notă de empatie și emoție prin interpretarea muzicală de către duo-ul de excepție, format din conferențiar universitar dr. Raluca Ioniță Dobre la vioară și lector universitar dr. Edith Mihaela Arva la pian, de la Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, care propun publicului un repertoriu atrăgător. Cea de-a treia etapă a proiectului Zilele Centrului George Apostu se va desfășura la Palatul Culturii din Iași pe 13 iunie 2024, marcând o frumoasă colaborare cu Complexul Muzeal Național Moldova. Iași. Jandarmii Băcăuani alături de copii. Activitățile preventive de informare sunt foarte importante pentru jandarmi, mai ales când interacționează cu copiii, ne-au precizat Jandarmii Băcăuani. Seriozitatea cu care cei mici ne ascultă, sutele de întrebări care stau gata să se reverse către noi în cascadă, ochii scoditori care ne urmăresc atenți orice mișcare și căldura pe care ne transmit prin zâmbetele lor din suflet reprezintă ingredientele unei zile reușite. Astăzi am răspuns invitației de a petrece câteva ore în mijlocul elevilor de la școlile gimnaziale din localitățile Mărgineni, Luizi Călugă și Sărata din județul Bacău. Receptiv, cei aproximativ 500 de copii au ascultat cu atenție recomandările noastre privind modurile de comportament în diferite situații în care ar putea fi în pericol câteva reguli de respectat pentru siguranța online și au primit pliante cu joculețe interactive, printre care specialiști din cadrul compartimentului prevenire și combaterea faptelor antisociale a grupării de jandarmi mobile Bacău au strecurat recomandări pentru siguranță atât pentru cei mici cât și pentru părinți. Copiilor le-au fost prezentate materialele din dotarea jandarmilor, s-au fotografiat cu jandarmi și cu autospecialele și au probat materiale de protecție individuală pe care jandarmii le folosesc în misiunile zilnice. Iar în urma unui test scurt, la care au răspuns corect toți copiii, au primit legitimații de jandarmi de onoare și partener al grupării de jandarmi mobile Bacău. Ca întotdeauna, atracția principală a fost colega 4P-ă, Daca, care a fost recompensată cu aplauze din partea celor mici în urma exercițiilor demonstrativ de dresaj și modalități de intervenție. Încântați de prezența noastră, copiii ne-au mulțumit pentru tot ceea ce am pregătit pentru ei, ne-au transmis aprecierea lor sinceră, într-un mod specific lor, prin zeci de îmbrățișări din suflet. Le mulțumim pentru invitație și pentru că ne-au promis că vor respecta recomandările noastre. La rândul nostru am promis că vom fi mereu alături de ei. Au transmis jandarmii Băcăuani prin intermediul unui comunicat de presă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 27 aprilie. Vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Duminică 28 aprilie. Vremea se mai încălzește. Maxima zilei ajunge până la 21 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Luni 29 aprilie. Vremea continuă să se încălzească. Maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.